Venit alături de noi pentru a ne readuce la sală. Bună dimineața! Neața, Dani, neața tuturor! După cum vedeți, am început cu odihna, cu pauza. Da. Foarte bine, foarte bine. Și asta pentru că urmează un antrenament foarte intens. Vorbim de un agility training, adică acel tip de antrenament în care schimbăm foarte brusc direcțiile într-un mod foarte alert, dar și vreau să vă recomand următorul lucru. Probabil că l-ați văzut la sportivii de performanță, și aici mă refer la basketbaliști, fotbaliști, dar el este destul de prezent și în sălile de fitness. Sub îndrumarea antrenorilor, exercițiile se pot adapta și pentru persoanele supraponderale mai ales, el este extrem de eficient, pentru că ne ține pulsul sus, dar în același timp protejăm și articulațiile. Fetelor, hai să ne pregătim! Bun, cine începe la jaloane? Flavia? Bun, vreau așa. Sari pe celălalt picior, alergi un pic în față, arunci mingea la verticală și din nou revii și din nou mă deplasez pe lateral, da? Bun. Aici cine lucrează? Miruna? Haide. Bun. Exact ca la aerobic, doar că te deplasezi pe lateral, cu genunchi sus, da? Bun. Vreau așa, Amalia. Pați pe lateral. Pați pe lateral până ajungi în partea cealaltă, da? În momentul când ai ajuns aici, dai drumul la alergare printre pătrățele, da? Hai să lucrăm. Și, exact, mână și picior în același timp, da? Hai, Miruna, ridică genunchiul, ridică genunchiul. Nu e brașoveanca, haide, ridică genunchiul, hai, hai, hai. Și, bine, Flavia, atenție, 3, 2, 1, stop. Bun, Flavia, vreau să mergi la scăriță. Amalia, vreau să mergi aici la jaloane. Miruna, mergem la minge, da? În 3, 2, 1 și sus, sari cu picior alternativ, da? Hai să vedem. Exact, ridică genunchiul. Asta e, revii, Flavia, poziție de flotare, vreau să-mi schimb direcția prin pas pe lateral, da? Și mână și picior în același timp, foarte bine, asta e. Am nevoie să țin abdomenul controlat, da? La deplasarea asta pe lateral. E un exercițiu de cor foarte, foarte intens și trebuie să fiu atent la pașii pe care îi fac și cu mâinile și cu picioarele. 3, 2, 1, atenție, schimbăm! Miruna, hai la scăriță! Flavia, te deplasezi pe lateral cu genunchiul sus, da? Amalia, picior pe lateral, la fel și celălalt, alergi în față și sari. Hai, Miruna, jos, poziție de flotare. Poziție de flotare în linie cu mine, paralel cu mine. Te deplasezi pe lateral, hai! Și asta e, mână și picior în același timp, bazinul mai jos, da? Și, sari. Și sari mai mult pe lateral, Amalia, hai, mai mult pe lateral, hai. Acolo, și, 3, 2, 1, stop, bun, ok. Un ultim set de exerciții foarte, foarte rapid, da? Alerg cu genunchii sus și mă deplasez în fiecare pătrățel, da? Sar cu ambele picioare peste jaloane, da? Și ultimul aici în poziție de flotare, fetelor. Deci mă așez în poziție de flotare pe revenire. Sus. O genoflexiune, revin. Din nou poziție de flotare. 3, 2, 1, hai să lucrăm. Și aleargă sus genunchii, mai sus genunchii, mai sus genunchii, așa. Și bine, Flavia, bine. Acolo mișc brațele, hai. Și revin în poziție de flotare, Amalia. 3, 2, 1, hai să schimbăm. Amalia, vreau să mergi la scăriță. Miruna, la jaloane. Flavia, bine, hai. Și mă ridic, fără să îndoi coatele acolo, revin și aici jos genoflexiune. Bine, spatele drept. Inspiră și expiră. Hai, mișcăm brațele pe lângă trunchi, Miruna. Vreau să aterizez, că așa pui presiune pe articulații. Aterizez, da? Îndoi genunchi. 3, 2, 1, schimbăm. Ultimul schimb. Hai să vedem. Flavia, alerg cu genunchii sus, da? Pe lateral. Hai, și Miruna, poziție de flotare. Picioarele în spate. Ține palmele pe minge, păi ce? Hai și sus, așa. Mici brațele, hai. Și Miruna, haide, acolo și te ridici. Hai, Miruna, și jos, bine. Și din nou revin și din nou poziție de flotare cu palmele pe minge. Asta-i, se poate, bine. Și jos, și 3, 2, 1 și stop. Bravo, fetelor. Bravo, Miruna. Pe cuvântul meu, dacă nu, îmi fac numai